Salutare și bine v-am găsit sau regăsit din nou pe canalul meu! Astăzi încep seria de tutoriale pentru Paște. În clipul de astăzi îți voi arăta cum poți să confecționezi o coroană de ușă specific anotimpului primăvara. Vă las cu tutorialul și ne vedem la final! Pentru frunze vom avea nevoie de două fâșii de hârtie creponată, verde deschis și verde închis. Voi lua prima bucată și cu un pix îi voi trasa o formă de frunză. Apoi voi decupa. Voi face același lucru și pentru cealaltă bucată de hârtie creponată. Voi lua două frunze de culori diferite și le voi lipi între ele, ca și în video, cu un lipici de hârtie. Ne vor trebui în jur de 100 de frunze pentru coroana pe care o vom face. Am cumpărat dintr-un hipermarket o coroană și ouă de polistiren. Am mai luat și iută. Și puișori care sunt specifici genului acesta de coroană. Cu pistolul de lipit pe care vi-l voi prezenta într-un alt videoclip, voi lipi 3 ouă de polistiren pe coroana noastră. Apoi voi începe să lipesc frunzele una câte una. Mai adaug și un puișor. Și continui să lipesc frunze. Am lipit frunze una câte una până când am umplut jumătate din coroana noastră. Pentru restul de coroană vom avea nevoie de 1,5 metri de iută. Pe care o voi înfășura pe cealaltă jumătate de coroană rămasă.
cu pistolul de lipit lipesc flori pe iuta de pe coroană. Prima dată am decis să am 3 ouă pe coroană, dar între timp m-am răzgândit, așa că am lăsat doar 2. La final, le-am pictat în roșu, dar nu trebuie să faceți neapărat același lucru ca și mine. Nu uitați să fiți creativi! Sper că v-a plăcut și că o să vă faceți și voi. Nu uitați să dați like și share acestui videoclip și să vă abonați dacă nu ați făcut-o deja. Ne vedem mâine cu un nou tutorial la ora 20.